domnule, o Irina, mă numesc cu mine, băgați. Nu ne speriați? Este activitate în comun a Serviciului Județean Anticorupție Galați, respectiv Direcția Generală Anticorupție. Astăzi este Ziua Internațională Anticorupție și desfășurăm o activitate în comun cu colegii din Republica Moldova. Ne-am unit forțele ca să luptăm împotriva corupției. Este activitate de informare în care vă prezentăm modalitățile în care puteți sesiza factorii de corupție despre care v-ați fac cunoștință. Da? Este o linie call center gratuită. Puteți o apelați în momentul în care ați la cunoștință de deschisă și de avansată de tot, să vă știți de personal Ministerul Afacerilor Interne și nu numai. Mulțumesc, salut! Vă doresc mult succes și să nu aveți de-a face. Să nu aveți de-a face cu astfel de fapte. Sunt de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al Ministerului Interne din Moldova. Deci, împreună cu colegii de la Moldova, cu noștri, vrem să mă împărtășim o mică informație cu vizual de corupție. În cazul în care depistați orice act de corupție, nu ezitați să contactați colegii de la DGA, în caz că depistați pe teritoriul Republicii Moldova. Aici v-am dat niște pliante informative cu linia fierbinte anticorupție. Nu ezitați să ne contactați, să ne spuneți. Și un mic prezent cu ziua anticorupție. Da. În contextul sărbătoririi Zilei Internaționale Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratelor Generale al Poliției de Frontieră din Republica Moldova și din România, sub deviza Împreună împotriva corupției, desfășoară o amplă acțiune de informare și conștientizare anticorupție în patru cele mai importante puncte de trecere a frontierei comune între cele două state. Cetățenii care tranzitează astăzi punctul de trecere al frontierei ca Oancea Capul sunt informați cu privire la modalitățile de sesizare a infracțiunilor de corupție, riscurile implicării în astfel de fapte și importanța adoptării unui comportament integru în societate. Cu acest prilej vor fi distribuite cetățenilor materiale de informare din campania națională Tu poți face lumină, inițiată și desfășurată de Direcția Generală Anticorupție, prin care este popularizată linia Call Center Anticorupție a DGA 0800 806 806. Patrulii, можеш позвонить на короткий номер 1520, это на территории Республики и сообщить нам о коррупции. Стороны полицейских. Ну, там на румынском написано было. Что? Переведете, да? Da, este o linie consentă, gratuită. N-ați avut... N-am avut și sper să... Da, și eu vă doresc același lucru. Vă rog frumos să primiți și din partea noastră. Mult succes! La revedere! Mai bine! Bună ziua! Încă o mică surpriză, da? Da, încă o mică. Vă mai rețin în câteva momente cu faptul că nu v-a gata. Astăzi este Ziua Internațională Anticorupție. Eu sunt ofițer în cadrul Direcției Generale Anticorupție. Colega mea din Republica Moldova reprezintă Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, dar suntem structuri asemănătoare și desfășurăm o activitate în comun, o campanie, prin care ne atizăm să aducem la cunoștința cetățenilor că atunci când luați la cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, puteți sesiza pe lumea această linie call center. Da? Chiar aici am să am o mică pliantă, căci oricum suntem frați, da? Și călătorim unul la altul, dacă vei pe teritoriul Republicii Moldova și la fel
ești martor al unui act de corupție din partea angajatului poliției. Noi zic, aia este numărul scurt, 15-20 la care poți contacta să se sesizezi și deja noi vom întreprinde măsări. Și pentru prietena ta, soție, așa, un mic prezent. Da, poftim și o zi bună, o zi frumoasă. Noi suntem similar pe teritoriul cum și Moldova și venim cu o mică informație că ceva astăzi este Ziua Internațională Anticorupție. În cazul în care sunteți pe teritoriul cum și Moldova, sunteți martor sau vi se solicită un bun, un favor, o sumă oarecare de bani, ne uitați să contactați un numărul scurt 1520, este linia anticorupție pe teritoriul cum și Moldova și ne contactați și deja noi întreprindem măsări. Dar deja colegii... De asemenea, noi dreptul din un post, structura specializată din capul Ministerul Afacerilor. De asemenea, cum v-a spus colega, pe teritoriul României, oricând întâmpinați probleme în legătură cu atribuțiile de serviciu ale locuitorului Ministerului Afacerilor Interne, și aici ne referim la polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi, etc., ne puteți sesiza la linia, la Call Central Anticorupție 806. De asemenea, în broșura respectivă veți găsi și câteva detalii cu privire la structura noastră și ce fapte ne atrage competența pe teritoriul României, așa cum v-a spus. Vă dorim drumul bun și... Sau ne auzim. Și am să pentru... Bună ziua! Da, da.